biserica. Ne-am pus o întrebare, cum a iubit Hristos biserica? Textul spune, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ați auzit mărturiile? Ca să ne poată sfinți, mai întâi ne-a curățit prin botezul cu apă, prin cuvânt. Cu alte cuvinte, deși a murit pentru toți Domnul Iisus Hristos, El nu poate mântui decât pe aceia care au curajul să-L mărturisească în public, cu gura lor pe Hristos ca Domn și să creadă în inima lor că Dumnezeu l-a înviat din morți. Mărturia asta începe în tăcerea inimii tale când ai curajul să te ridici, să iei cartea asta, să scrii numele acolo în ea. Vreau, Doamne Iisuse Hristoase, să fac și eu parte din mireasa ta, din biserica ta. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ci sfântă și fără prihană. Hristos a iubit biserica în lumina așteptărilor și planurilor Tatălui Ceresc. Iubirea lui a avut un scop, s-a turnat în forme care să împlinească planurile Tatălui. Și planurile Tatălui era ca noi să fim prezentați într-o zi, noi biserica lui, înaintea lui sfinți și fără prihană, ca cerul întreg să se boată bucura de lucrarea terminată a Fiului, a Mirelui Ceresc. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. În lumina așteptărilor și spre împlinirea planurilor Mirelui Ceresc. Dumnezeu ne-a pus la oaltă, bărbați și femei, alcătuind o familie, ca să ne șlefuim unii pe alții, ca Duhul să se poată arăta prin unul spre folosul celuilalt, ca dinpreună să ne pregătim pentru nunta cerească. Dar astăzi tema noastră devine puțin mai practică și mai bine focalizată. Bărbaților, iubiți-vă nevestele ca pe propriul vostru trup. Și aș vrea să notați împreună cu mine insistența lui Pavel de a împleti două teme. Iubirea lui Hristos față de biserică cu iubirea bărbatului față de soția lui. Este important să observăm strădania lui Pavel de a nu ne lăsa să scăpăm din fața acestui model, acestei oglinzi în care să ne privim acțiunile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica? Observați, modelul nostru este relația lui Hristos cu biserica lui. Tot astfel trebuie să-și iubească și bărbații nevestele lor, ca pe trupurile lor, căci cine își iubește nevasta, se iubește pe sine, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag și din nou aduce termenul de comparație, ca și Hristos biserica. Pentru că noi, biserica, suntem mădularele trupului lui, carne din carnea lui, os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup, coboară din nou pe orizontală. Taina aceasta este mare și Pavel nu se rabdă să ne urce din nou pe celălalt plan. Vorbesc despre Hristos și biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta și nevasta să se teamă de bărbat. Întrebarea pe care am pus-o data trecută, o întorc pe o altă fațetă, cum își hrănește și își îngrijește Hristos trupul? Textul ne spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele ca pe propriul vostru trup. Din nou vine Hristos, capul, care își iubește trupul și întrebarea mea este, cum o face? Cum își iubește trupul lui care este biserica? Aș înșira câteva lucruri pe care le voi detalia un pic mai târziu. În primul rând, a dezbrăcat slava și a venit să-și câștige mireasa. Apoi, a câștigat-o prin frumusețea și virtuțile lui. Cu alte cuvinte, nu ne-a obligat la o astfel de relație, ci ne-a câștigat la o astfel de relație. Mai mult, i-a făcut promisiuni extraordinare. Și ca să poată împlini aceste promisiuni, s-a dat pe sine pentru ea, să o facă compatibilă cu cerul. Dar toate aceste lucruri le-am văzut și data trecută și poate ne-am zis, care dintre noi bărbații putem face așa ceva pentru soțiile noastre? Și de aceea aș vrea să merg mai departe. Hristos n-a rămas undeva la dreapta scaunului de domnie și noi aici în noroaiele acestei lumi, ci s-a întors
la noi, ca să locuiască cu noi, în noi, să umble cu noi, să ne ajute în toate lucrurile. Cu alte cuvinte, prin Duhul Sfânt, Hristos s-a întors ca să-și hrănească și să-și îngrijească biserica, ca pe trupul Lui. Este atent la nevoile ei ca să le împlinească, este preocupată de formarea și dezvoltarea ei, are încredere în ea și încredințează lucrări și planuri incredibile pe care Tatăl le-a pus în mâinile Lui. Iar atunci când, din pricina noroiului care este încălipit de noi, pașii ne alunecă și cădem, Duhul lui Dumnezeu este acolo să ne dovedească vinovați în ce privește păcatul și să ne restaureze cu gingășie. La relația pe care am avut-o cu El. Credincioșia Lui față de mireasa Lui îi oferă miresei sau viitoarei Lui soții, îi oferă siguranță și liniște. Cu alte cuvinte, biserica niciodată nu se poate îndoi de credincioșia Lui Hristos. El va fi acolo până la sfârșit. O ocrotește și o păzește în fața oricăror amenințări și mijlocește desăvârșirea mântuirii ei ca într-o bună zi să o poată prezenta înaintea întregului cer, sfântă și fără prihană. Ați-mi voie să le iau pe rând. În primul rând, Hristos a dezbrăcat slava Lui ca să-și câștige, să-și pețească mireasă. Niciunul dintre noi nu ne putem imagina slava Lui Hristos. Am să citesc câteva texte doar să încercăm să ne ridicăm în această realitate pe care El a trebuit să o dezbrace. Ioan își începe astfel Evanghelia. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Imaginați-vă cât de frumos este universul acesta, mai ales acolo unde nu l-am stricat noi oamenii. Absolut fascinant. Cum putea fi Creatorul și cum poate fi Cel care le-a creat pe toate? El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Înainte de a ajunge pe cruce în rugăciunea Lui de mare preot, El se roagă: și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine înainte de întemeierea lumii. Această slavă a dezbrăcat-o ca să ne putem cel puțin apropia de ea. Veniți cu mine pe muntele schimbării la față. După ce a urcat povârnișul muntelui, Domnul Iisus se transfigurează, apare Moise și Ilie și ucenicii care erau cu El au fost atât de impactați de această experiență încât n-au uitat-o niciodată. Ioan coboară întotdeauna din slavă, la început era cuvântul, Petru urcă spre slavă, spre ceea ce ochii lor au văzut. O astfel de slavă a dezbrăcat El ca să vină să-și câștige, să-și cucerească mireasa. Soren Kierkegaard are o poveste. The King and the Maiden, împăratul și țărâncuța, aș traduce eu. Regula în împărăția lui era că nu putea să-și ia o soție sub nivelul lui împărătesc. Dar el s-a îndrăgostit de o fată simplă de țăran. Ca să o poată cuceri, n-a putut veni în straile lui împărătești, ar fi copleșit-o. Ar fi obligat-o să zică da, împăratul face ce vrea. Și de aceea a ales să dezbrace straile lui, să îmbrace straie de țăran și să vină să locuiască, să o ademenească prin frumusețea și virtuțile lui. Citiți povestea lui Kierkegaard. Dragii mei, probabil inspirat de imaginea lui Hristos, Mirele Ceresc, care a venit să-și pețească mireasa, a scris ceea ce a scris. Și cuvântul, care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu, s-a făcut trup, și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și ne-am privit slava Lui în tocmai ca o slava singurului născut din Tatăl. Și cei care au spus da, au devenit fiii lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nu doar că a dezbrăcat slava ca să-și câștige mireasă, ci a câștigat-o prin frumusețea și virtuțile lui și, în mod implicit și explicit, i-a făcut promisiuni incredibile.
Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui, și uitați-vă cum e descris Domnul Iisus, celui ce ne-a chemat prin slava și prin puterea lui, dacă aș traduce mai precis textul, celui ce ne-a ademenit, ne-a câștigat prin frumusețea și virtuțile lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii, naturii dumnezeiești, să vă ridice din starea voastră, să vă facă compatibili cu nivelul lui, să vă facă fiice de împărat, ca să poată începe nunta. Prin el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Biblia este plină de promisiunile mirelui pentru mireasa lui. Dați-mi voie să iau doar una dintre ele. Celui ce va birui, spune în Apocalipsa 3:21, mirele ceresc, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. El a dezbrăcat slava lui și s-a făcut ca unul dintre noi, ca noi să putem îmbrăca slava lui, să ne facem ca unul dintre ei, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să ne facă compatibili cu cerul, compatibili cu Trinitatea. Ca să poată împlini promisiunile, și aici diferența dintre el și noi este uriașă, și noi facem ușor promisiuni, dar ca să le poată împlini, dragii mei, le-a pecetluit cu propria lui viață. S-a dat pe sine pentru noi. Prin moartea lui ne transformă într-un chipul și asemănarea sa. S-a dat pe sine pentru noi, sau pentru mireasa lui, pentru biserică, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. A dezbrăcat slava și a venit să-și câștige mireasa. A câștigat-o prin frumusețea și virtuțile lui. I-a făcut promisiuni extraordinare și a pecetluit cu propria lui viață aceste promisiuni ca să le dovedească că le va împlini pentru noi. În Romani, capitolul 12, versetul 1, ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu, Pavel ne spune să ne aducem trupurile ca o jertfă vie. Jertfele sunt de obicei moarte. Mai întâi le junghii, sângele aduși pe altar, așezi pe altar jertfa și dacă o ardere de tot, o arzi înaintea Domnului. Dar Pavel ne spune, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o cuminte slujbă duhovnicească. Dacă ești chemat să mori pentru Domnul, mori și s-a terminat. Dar dacă ești chemat să fii o jertfă vie, problema cu jertfele vie este că atunci când nu le convine, coboară de pe altar. Observați, o jertfă vie trebuie să trăiască pentru Domnul în viața de zi cu zi. Și exact așa este în familie. Atunci când curtezi pe cea de care te-ai îndrăgostit, ești gata să mori pentru ea. E mai problematic să trăiești cu ea și pentru ea următorii 50-60 de ani, dacă Dumnezeu îți va îngădui, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Întrebarea este, sunt eu gata ca bărbat să fac pentru soția mea ce face Hristos la prezent pentru biserica lui? Ce a făcut Hristos, poate că nu putem noi face. Nu putem sfinți, nu putem curăți, nu putem să iertăm păcatele, nu putem să o sfințim. Toate astea le face Hristos prin jertfa Lui și prin Duhul care L-a trimis să locuiască în noi. Dar Hristos nu s-a oprit, ci El continuă să facă ceva pentru mireasa Lui. Și asta este întrebarea. Dacă sunt gata să mor pentru nevasta mea și probabil că nu mi-o va cere sau situația nu o va cere, întrebarea în schimb cu care se confruntă fiecare bărbat este dacă suntem dispuși să facem pentru soțiile noastre ce face Hristos pentru biserica Lui. Și observați, deși s-a înălțat la cer, El n-a rămas acolo, ci s-a întors prin Duhul Sfânt ca să hrănească și să îngrijească biserica ca pe trupul Lui. Înainte de a ajunge pe cruce, a spus ucenicilor în camera de sus,
nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, Tatăl meu va iubi și noi, Tatăl Fiul, prin Duhul Sfânt, vom veni la El și vom locui împreună cu El. Observați, o relație de căsătorie, vom locui împreună cu El. Versetul 26 din capitolul 14 din Ioan. Duhul Sfânt pe care va trimite Tatăl în numele meu și cu El va veni și Tatăl și Fiul Mirele, vă va învăța toate lucrurile, vă va aduce aminte de tot ce am spus eu. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, ca să nu vi se tulbure inima, să nu vă înspăimântați. Capitolul 16, versetul 13, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, vă va călăuzi, dacă observați relația de continuitate dintre mire și mireasă, vă va călăuzi în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, vă va descoperi lucrurile viitoare, El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. S-a întors mirele ca să locuiască cu noi, să umble cu noi, să ne aducă aminte de viitorul, de nădejdea care a pus-o înaintea noastră. Dar mai mult, el este preocupat de formarea și dezvoltarea miresei lui. Cu alte cuvinte, nu ne-a luat în robie și sclavie, ci el se bucură să ne vadă crescând într-o chipul și asemănarea lui, împlinindu-ne potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în noi prin creație și apoi prin răscumpărare. În Efeseni, capitolul 4, versetul 7, spune: fiecăruia dintre noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Cu alte cuvinte, Hristos este preocupat de dezvoltarea bisericii, o înzestrează cu darul duhovnicești pentru lucrarea la care a chemat-o. De pildă, în capitolul 4, versetul 11, el continuă: și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrărilor de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, să creștem în toate privințele, până vom ajunge la Cel ce este capul, Hristos. Avem tot felul de biserici pe paginile Noului Testament. Poate una din cele mai rele, spunem noi, este biserica din Corint. Cu toate acestea, Duhul lui Dumnezeu începe așa scrisoarea bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți și chemați să fie sfinți. Și ascultați cum continuă versetul 4, Pavel. Mulțumesc lui Dumnezeu, Dumnezeului meu, totdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire, cu orice cunoștință, în felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Iar în 2 Corinteni, capitolul 3 cu 18, Pavel spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava, frumusețea Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Observați, mirele ceresc preocupat pentru dezvoltarea, pentru formarea soției lui, pentru transformarea ei într-un chipul și asemănarea lui. Toate acestea sunt făcute bisericii din grija lui Hristos, care o îngrijește și o hrănește cu drag, pentru că este ajutorul lui potrivit. Dacă aș face un pas mai departe, inima mirelui ceresc se încrede în ea. Și de aceea i-a pus în mâini lucrări incredibile. Lucrări incredibile. Înainte de înălțare la cer, Domnul Iisus s-a apropiat de ucenici de biserica din vremea aceea și a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ.
ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Acum și noi, bărbații, ne încredem în soțiile noastre și le punem pe umăr și pe spinare o mulțime de lucrări, ca să fim noi liberi, să ne vedem de drumul nostru. Dar când citesc textul acesta, Hristos n-a dat însărcinarea bisericii după care a plecat și a zis, ne vedem când a terminat lucrarea, ci spune, nu vă voi lăsa orfan, mă voi întoarce la voi și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Nu doar că are încredere în ea, ci este prezent să o ajute în toată însărcinarea pe care i-a dat-o. Biserica este trupul lui și Pavel o numește plinătatea celui ce plinește totul în toți. Observați cum se raportează Hristos la biserică. El este capul bisericii. L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Cum Hristos este incomplet fără noi? Așa îmi spune mie textul din Biblie. El ne privește atât de importanți pentru El, încât nu doar că pune în mâinile noastre planurile Lui, lucrările Lui, ci El vine și ne ajută în realizarea lor și în felul acesta conlucrează, suntem în jug împreună cu El. În al optelea rând, este gata să o ierte și să o restaureze ori de câte ori este nevoie. Dragii mei, noi suntem încă pe teritoriile dușmanului cu trupul atins de păcat și de aceea Pavel spune, trupul nostru, da, este supus morții din pricina păcatului, deși Duhul nostru este viu și este în relație cu Domnul Iisus Hristos. Și toți greșim, fiecare într-un fel sau altul, cu ocazie sau alta. Cum ar fi dacă mirele nostru ceresc ar vorbi cu noi, cum vorbesc de obicei bărbații cu nevestele lor când greșesc în ceva? Domnul Iisus Hristos și-a trimis Duhul Său cel Sfânt pentru ca în tăcere și cu gingășie să ne dovedească vinovați în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Păcatul este să flirtezi cu cel rău, să asculți șoapta lui, să crezi vorba lui, să mergi pe urmele lui. Și Hristos te primește înapoi, te restaurează, te iardă și o face cu gingășie. Ce extraordinar mod de a-ți iubi nevasta ca pe trupul tău. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, un paracletos, un avocat. Ori de câte ori ne cerem iertare, cel care pledează cauza noastră înaintea completului de judecată este însuși Domnul Iisus Hristos cu mâinile Lui străpunse de cuie în fața cerului și a Tatălui celui drept. Și spune, Tată, iartă-i, am plătit pentru păcatul lor. Și în felul acesta ne restaurează. În Galateni, capitolul 6, se spune, chiar dacă un om a căzut deodată vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Dragii mei, avem jertfă de ispășire și avem mare preot la dreapta Tatălui care mijlocește pentru noi atunci când este cazul să fim ridicați și restaurați. În al nouălea rând, credincioșia Lui față de noi, față de biserică, oferă miresei Lui siguranță și liniște. O femeie nu poate funcționa într-un mediu al fricii, al terorii, al nesiguranței. Femeia fie pune mâna pe cârme ca să câștige un pic de siguranță atunci când bărbatul face un pas înapoi, fie abandonează, se lasă copleșită de situație. Cum ar fi ca noi, biserica, să nu știm precis dacă divorțează sau nu divorțează Hristos de noi, dacă ne lasă sau dacă ne primește înapoi, dacă am greșit? Dragii mei, n-am putea trăi într-o astfel de atmosferă. Credincioșia Lui față de noi oferă bisericii siguranță și liniște. Ascultați-L pe Pavel strigând în capitolul 8 din Romani, cine ne va despărți pe noi de dragostea Lui Hristos? E adevărat că El este la dreapta Tatălui și locuiește prin Duhul Sfânt în noi, dar noi suntem încă pe teritoriile dușmanului. În jur este necast, întorare, prigonire, foamete, primejdie, lipsă de îmbrăcăminte, sabie. Sunt bine încredințați, spune Pavel, nici moartea, nici viața,
nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea și nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu doar că îi oferă siguranță, îi oferă și ocrotire și protecție în fața oricăror amenințări. Ascultați cum termină Pavel epistola către Efeseni. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul. Acolo e tăria noastră, în Domnul, în mirele nostru ceresc și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânirilor, împotriva domniilor, împotriva căpeteniilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept, să puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Dacă citiți piesele de armură cu atenție, ați putea spune, de aceea îmbrăcați-vă cu Hristos și rămâneți în El. Dar de ce să mă îmbrac cu Hristos? Acolo este locul ocrotirii și a protecției. În capitolul 2, Pavel ne spune că noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre, dar El, Dumnezeu, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Și în capitolul 1 ne-a spus, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care poate fi numit, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Hristos mai face ceva. Mijlocește în fiecare zi desăvârșirea mântuirii noastre. Știți de ce? Ca ceea ce ne-a promis, scaunul de domnie al Tatălui, care este al Lui și pe care vrea să-L împarte cu biserica Lui, să fie al tău, să fie al meu, să fie al nostru, al bisericii. Mijlocește în fiecare zi desăvârșirea mântuirii noastre. Dar fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea și poate mântui în chip desăvârșit pe cei ce se încred sau se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru El. Iar Pavel în Filipeni spune, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Biserica este trupul lui Hristos. Cum își hrănește și cum îngrijește cu drag Hristos de trupul Lui? În primul rând a dezbrăcat slava și a venit să-și câștige mireasa. Și ați învățat să fac paralela cu realitatea pământească. Cei care își caută mireasă sunt de obicei bărbații, băieții. Fetele așteaptă. Așteaptă să fie găsite, așteaptă să fie curtate, așteaptă să fie cerute. Dar întreb eu, care dintre noi am avut de dezbrăcat vreo slavă ca să ne căutăm mireasă? Vă spun eu ce am avut de dezbrăcat. Am avut de dezbrăcat, probabil, lipsa de maniere, vorbirea care nu totdeauna este pe placul unei femei, atitudini care nu se prea potrivesc, mai ales când ești îndrăgostit și vrei să câștigi pe cineva, astea trebuie să le dezbrăcăm noi. Și în mod ciudat, când un băiat se îndrăgostește, se întâmplă ceva cu el. Începe să se barbirească, să se parfumeze, să se aranjeze. Mai găsește câte un buchet de flori. Începe să vorbească frumos. Și o fată, când este curtată în felul acesta, și imaginează că tot restul vieții ei va avea parte de așa ceva. Ba mai mult, prin frumusețea și virtuțile pe care le-am împrumutat pentru o vreme, de undeva, o și câștigă pentru el și îi face promisiuni. Dacă i-ar cere luna de pe cer, este gata să-i o promită. Nu-i așa? Problema este că vine daul spus, vine nunta, trece luna de miere și întrebarea este dacă mai suntem dispuși să facem în continuare pentru ea ceea ce face Hristos pentru biserică. Și aici e examenul nostru cel mare. Dragii mei, Hristos o hrănește și o îngrijește cu drag, ca pe trupul Lui.
Nu știu cât de atenți suntem la nevoile nevestelor noastre. Ne-am bucurat că ele să fie atente la nevoile noastre. Să nu trebuiască să vorbim despre ele, să le identifice imediat, să vină în ajutorul și împlinirea nevoilor noastre. Nu știu cât suntem de preocupați pentru formarea și dezvoltarea soțiilor noastre. Nu știu câți dintre noi, dacă am luat o foaie de hârtie, am putea pune în scris ce iubește soția mea, ce și-ar dori soția mea. O femeie poate dori foarte multe, dar în lumina planului lui Dumnezeu și a ceea ce Dumnezeu a gândit pentru ea ca să fie. Nu știu câtă încredere avem în soțiile noastre, nu uitați, frica, suspiciunea, neîncrederea ucide vasul slab de lângă noi. Ca ea să poată înflori, trebuie să ai încredere în ea. Am auzit o altă poveste, era un sat în care atunci când pețeai mireasă, dădeai o vacă tatălui miresei pentru ea. Și în felul acesta era practic cererea în căsătorie. Și era o fată în satul respectiv foarte rușinoasă, tot timpul capul plecat când mergea la fântână și toți băieții râdeau de ea. A venit un flăcău și a adus 8 vaci. Și a venit la tatăl ei și a zis, am venit să pețesc mireasa. Tatăl ei s-a uitat cruciș la el. Nimeni n-a făcut așa ceva vreodată în satul nostru. Toată lumea a râs de el. El a lăsat vacile și a luat mireasa și a dus-o acasă și n-a trecut foarte mult timp. Și cineva bate la ușă, unul din prietenii lui, și o doamnă cu fața senină, înaltă, frumoasă, deschide ușa și îl invită în casă. Și omul nostru rămâne absolut buimac. Asta este fata rușinoasă din satul nostru? Dragii mei, când cineva are încredere în soția lui, iubirea transformă, iubirea modelează. Nu știu cum reacționați voi, eu mă știu pe mine, sunt iute la mânie și totdeauna trebuie să-mi cer iertare pentru asta. Mai ales când cineva face altceva decât trebuie, da? Iute la mânie. Întrebarea este, cu câtă gingășie știi să-ți iert, să-ți restaurezi soția? Să uiți, să nu-i mai aduci niciodată aminte de ceea ce a fost. Să duci mai departe. Câți dintre noi bărbații oferim soțiilor noastre garanția și siguranța că indiferent ce s-ar întâmpla, vom fi acolo? În câte din familiile noastre noțiunea de divorț nu există pentru că Dumnezeu urăște divorțul? Dragii mei, câți dintre noi luăm în serios legământul pe care îl facem aici? La bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Din păcate, trăim vremuri în care bărbații nu mai au bărbăția aceea de a sta față în față cu problemele și a le rezolva, indiferent cât costă. Mai degrabă le trântesc toate de pământ, gândind că cu alta își vor reface mai bine familia. Dragii mei, statisticile spun că întotdeauna căsnicia a doua, a treia și a cincea sunt mai proaste decât prima. Asta spun statisticile. Știți de ce? Pentru că, deși pare mai verde iarba în curtea vecinului, energia de care ai nevoie ca soții verde, ți-ar ajunge să o înverzești și pe a ta. Dar noi nu mai avem curajul să facem lucrul acesta. Câți dintre noi suntem gata să nu facem ce a făcut Avram, să ne ocrotim, să ne păzim soțiile. Da, vom trece prin situații dificile. E mai simplu să spui, te rog spune că nu ești soția mea, ești sora mea, ca să-mi păstrez eu viața. Câți dintre noi suntem conștienți de faptul că ele vor moșteni harul vieții împreună cu noi? Dumnezeu ne-a încredințat ca într-o bună zi să le prezentăm alături de noi mirelui ceresc, ca mireasa lui. Cu alte cuvinte, suntem datori să conlucrăm cu Domnul Iisus Hristos la desăvârșirea mântuirii ei, așa cum Hristos mirele lucrează la desăvârșirea mântuirii noastre. Dar aș mai pune o întrebare. De ce hrănește și îngrijește Hristos cu drag biserica?
Textul spune doar atâta, pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui, os din oasele Lui. Iubind biserica, Hristos se iubește pe sine. Și dacă v-aș aduna toată legea într-o coajă de nucă, cum a făcut Domnul Iisus Hristos, ea sună așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ăsta este principiul și porunca pe care Pavel o aduce înaintea noastră, ca pe trupurile lor. Hristos iubește biserica pentru că se iubește pe sine. Biserica este trupul Lui. Spuneți-mi, ce-ar face Hristos cu un ajutor nepotrivit? Nepotrivit, disfuncțional, din pricina faptului că a neglijat-o, că a uitat de ea, că a fost egoist. Ce-ar face Hristos cu astfel de biserică? Cum ar termina lucrarea pe care i-a dat-o Tatăl, pe care i-a încredințat-o Tatăl și pe care trebuie să o termine prin biserica Lui? Hristos își îngrijește și își hrănește cu drag biserica ca să aibă în ea un ajutor potrivit. Noi am vrea ca Dumnezeu să ne ofere ca soție pe cineva gata, terminat, la care să nu mai trebuiască nicio trăsătură de penel, să fie complet terminat. Și suntem surprinși și supărați că ea nu este ajutorul care ni l-am imaginat sau care ar putea să fie. Dar dacă Hristos își hrănește și își îngrijește cu drag biserica ca să facă din ea un ajutor potrivit, ascultați cum continuă textul. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa ca să o iubească până când femeia respectivă va deveni ajutorul lui potrivit. Cu alte cuvinte, când te-ai îndrăgostit, pune înaintea ta și responsabilitatea pe care Dumnezeu o pune înaintea ta. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Ca să-mi pot iubi nevasta ca pe trupul meu, trebuie să fiu convins de două lucruri. Convins de două lucruri, nu să știu două lucruri, să fiu convins de două lucruri, să trăiesc în baza acestei convingeri. În primul rând, ca bărbat am nevoie de ajutor. În al doilea rând, nimeni altcineva nu-mi poate fi un ajutor mai potrivit decât soția mea. De foarte multe ori când stau de vorbă cu bărbații care s-au cam plictisit de relația în care se află și din pricina tensiunilor n-au bărbăția să le rezolve, stau și pun astfel de întrebări. Oare nu cumva nu-i de la Domnul? Dragii mei, în momentul în care te-ai atins de o femeie, ai venit la altar și ai rostit cuvintele care le rostești în legământ, Dumnezeu a parafat relația respectivă. Gândul acesta oare nu cumva nu-i de la Domnul? Nici nu mai are ce căuta în mintea mea. Nici nu mai are ce căuta în mintea mea. Dar haideți să le iau pe rând. Am nevoie de ajutor. Ca bărbat sunt vulnerabil și de aceea am nevoie de ajutor. Bărbaților, spuneți împreună cu mine. Am nevoie. N-aud. Haideți. Am nevoie de ajutor. Mai tare un pic. Am nevoie de ajutor. Bărbaților, le vine foarte greu să creadă lucrul acesta, să rostească lucrul acesta, dar vă pun o întrebare, întrebându-mă pe mine, oare de ce a zis Dumnezeu, nu-i bine ca omul, ca bărbatul să fie singur? Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Pentru că El ne-a creat cu lipsuri fundamentale, cu spatele gol, dragii mei, putem fi loviți pe la spate oricând în lupta spirituală. Și de aceea Dumnezeu în lupta spirituală ne-a dat un ajutor potrivit. Noi suntem pe terenul dușmanului, indiferent cine am fi. Săgețile arzătoarele celui rău lovesc din toate părțile. Și am nevoie de ajutor. Să știți că atunci când nu crezi că ai nevoie de ajutor, ai o boală psihică. Și problema cu bolnavii psihici este că nu cred că sunt bolnavi. Și pentru că nu cred că sunt bolnavi, medicii nu pot să-i ajute. Aș putea să vă povestesc tragedii imense, dragii mei, din familii în care copiii erau să-și omoare părinții, pentru că n-au vrut să creadă că sunt bolnavi. Odată ce ai acceptat realitatea aceasta și începi să iei medicația, ești ajutat să trăiești o viață cât de cât normală.
Ori până când nu recunoști că ai nevoie de ajutor, până atunci nu vei ști cum să te porți, cum să-ți iubești nevasta ca pe trupul tău. Nu uitați, pământul a fost vândut în stăpânirea celui rău. El este administratorul acestei planete. El este Dumnezeul viacului acestuia. Asta s-a întâmplat în Eden. Dar mai rămâne un lucru de păzit care e mai valoros decât toată deșertăciunea lumii acesteia, sufletul omului. Și în această bătălie spirituală pentru sufletul omului, Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. În această bătălie, bărbatul are nevoie de ajutor. Are nevoie de ajutor. Uitați-vă la imagine din fața voastră. Dacă nici Hristos, aveți cele două împărății înaintea voastră, dacă nici Hristos, bărbatul, n-a fost scutit de ispitirea satanei, închină-te mie și am să-ți dau toate împărățiile pământului. Cam după asta leargă inima unui bărbat, după deșertăciunea acestei lumi. Și Hristos spune, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă nici Hristos n-a fost scutit, voi fi eu? Vei fi tu? Hristos a fost întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. Eu sunt țărână. Eu am nevoie de ajutor. Când citiți armura lui Dumnezeu din Efeseni 6, spatele este descoperit. Pentru spatele meu, Dumnezeu mi-a dat soția mea. Ea, prin intuiția ei, să aibă grijă să nu fiu lovit pe la spate de ispitirile, de săgețile arzătoare ale celui rău. Al doilea adevăr de care trebuie să fiu convins este că nimeni, altcineva, nu-mi poate fi un ajutor mai potrivit ca soția mea. Am trăit cu Nora peste 38 de ani. Nimeni în lumea asta nu mă cunoaște cum mă cunoaște ea. Nu trebuie să vorbim prea multe, nu trebuie să ne spunem prea multe. Ea știe zvâcnirile inimii mele, știe aspirațiile mele, știe punctele mele slabe, toate le știe. Nici mama mea nu m-a cunoscut cum mă cunoaște soția mea. Spuneți-mi, cine altcineva în lumea aceasta mi-ar putea fi un ajutor mai potrivit decât ea? De aceea vreau să spun, o voi iubi ca pe trupul meu. Știți de ce? Ce m-aș face cu un ajutor nepotrivit, disfuncțional, pentru că am neglijat-o? Pentru că n-am hrănit-o, nu i-am purtat de grijă, așa cum face Hristos cu biserica Lui. Dar la momentul acesta parcă aud suspinele multor bărbați din sală. Știu că veneam de la o conferință și eram într-o mașină cu prietenii, eu tocmai făcusem o descoperire extraordinară în 1 Corinteni, capitolul 11, și le povesteam entuziast tot ce am înțeles din Biblie în săptămâna respectivă. Și unul din cei care erau în mașină, după ce m-a ascultat o vreme, s-a uitat la mine și a zis, dacă e adevărat ce spui, mă duc acasă și mă împuș nevastă. Haideți să vă tălmăcesc cuvintele lui. Eram între prieteni și a fost o glumă. Dacă e adevărat ce spui, arată-mi tu o femeie de felul acesta. Vreau să vă las cu o întrebare. Oare iubirea, încrederea și încurajarea pe care le-am învățat de la Hristos pot ajuta în devenirea soției mele? V-am spus, nu știu de ce, Dumnezeu nu ne-a dat femei desăvârșite ca soții. Puteți să le căutați cât vreți. Și am mulți băieți în jurul meu care au venit să-mi plângă pe umăr când curta o femeie și avea o listă de 25 de puncte cum trebuie să arate nevastă sa. Puteți să căutați cât doriți. Și am avut impresia că am luat-o pe cea mai bună dintre cele mai bune. 3 zile după ce m-am însurat, mi-am pus întrebarea, Doamne, ce-o fi femeia, că nu pricep? Dumnezeu ne-a dat unul celuilalt, nedesăvârșiți, în procesul formării, a transformării noastre. Ne-a pus pe unul lângă celălalt, ca Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt și într-o bună zi împreună, să fim mireasa lui Hristos. Oare iubirea, încurajarea și încrederea învățată de la Hristos pot ajuta devenirea soției mele? Lăsați-mi voie să vă aduc o poveste reală. Era prin anii 80 și Dumnezeu, în răspuns la rugăciunile noastre, a început să ne aducă învățători după
cerințele sau, dacă vreți, după nivelul întrebărilor noastre. Și cineva undeva, pe un alt continent, în America de Nord, i-a dat o idee ca să ducă în România tot corpul profesoral de la Wheaton College și în fiecare vară aducea câte 2-3, stăteam ascunși cu ei prin păduri sau prin apartamente și de dimineața până seara studiam Scriptura. Și unul dintre ei, țin minte, era o vară toridă, eram în Oradea, era Paul DeVry, șeful catedrei de filozofie de la Wheaton College. Avea o problemă serioasă de ochi, se vedea când te uitai la el și ochelarii pe care îi purta. Și într-o zi ne-a povestit viața lui. S-a născut cu problema asta de ochi și când s-a dus la școală, n-a spus nimănui că el nu vede tabla, nu vede ce-i scris acolo. Vă dați seama cum arătau caietele lui, cum arătau lucrările lui. Abia că s-a târât peste clasa a patra. În clasa a patra au trebuit să dea un examen pentru pregătirea în clasa a cincea. Acum intră și în sistemul nostru aceeași poveste. Și la lucrarea de la matematică i-au greșit lucrarea sau i-au încurcat-o. Și i-au dat o notă foarte mare, hai să zicem în limba română un 9. A intrat în clasa a cincea, au venit testele la matematică, 2. A venit profesorul la ea și a zis, Paul, nu se poate. Uite aici lucrarea ta. Tu ești un băiat de nota 9, nu de 2. Știți ce a spus el? Am terminat liceul primul din clasă. Spuneți-mi, ce l-a propulsat pe Paul de la 2 la 10? Încrederea, încurajarea profesoare de matematică. Mai târziu a aflat povestea prost corectată, lucrarea lui. Poate că ai o soție de nota 2. Oare iubirea ta ar putea să facă de ea un ajutor potrivit de nota 9? Cel puțin. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Nu știu dacă simțiți greutatea acestui de aceea. Ca să iubească, ca și Hristos, biserica și să o ajute astfel în devenirea ei. Bărbaților, vă pun o întrebare, întrebându-mă pe mine, la ce mi-ar folosi un ajutor nepotrivit și disfuncțional, pentru că toată viața am neglijat-o, având pretenții de la ea, așteptări de la ea, dar fără să îl fi studiat pe Hristos în lucrarea Lui prezentă de zi cu zi și să-L imit pe Hristos în asta. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. E prea complicat și prea ezoteric. Dați-mi voie să cobor la lucruri mai practice. Bărbaților, iubiți-vă nevestele ca pe trupul vostru. Cineva spunea, când unui bărbat e foame, indiferent unde s-ar afla, trage și mănâncă. Când unui bărbat e somn, indiferent ce-ar fi, se duce la hotel, se culcă. Nu contează cât plătește. Când un bărbat dorește ceva, indiferent peste cine calcă, și atinge scopul. Dragii mei, Dumnezeu a pus în noi, bărbații, atitudinea asta de luptător. Haideți să luptăm pentru ceea ce Hristos așteaptă. Pentru că într-o zi să ne prezentăm nevestele și pruncii noștri, familia noastră, înaintea Domnului. Amin.